Bună seara și a revenit cu draga prof. Olaic exerciții de matematică, la algebră și geometrie. Și? Și nu uitați de like și share. Așa, mă, cel mai important lucru. Că ziceam. 27 de la 102. Da? Da. Calculați. Paranteză pătrată. Modul de 2 la puterea 333. Minus. Minus 3. Minus 3 la. Da, la puterea 222. Închideți modulul. Da. Plus, deschideți alt modul. 27 la 75. Fără paranteză. Așa. Plus, minus 81. Închideți paranteza la 15. Da. Închideți modulul. Plus, deschideți alt modul. 729 la puterea 37. Minus 512 la puterea 37. Închideți modulul. Puterea 37? Da. Închideți modulul. Închid modulul. Minus. Minus 3 la puterea 225. Plus. Minus 9 la puterea 30. Da, e bine așa. Închideți paranteza pătrată. Împărțit la. Deschideți paranteza rotundă. Mai este un pic, domnul. Da. 2 ori 3 la 222. 2 ori 3 la... 3 la 222. Mai 3 mai este. Da. 2 ori 3 la 222. Minus 4 la puterea 167. 167 închideți. 67, da. Închideți paranteza rotundă. Egal. Da. 102. Hai să vedem, Adi, vrei tu, Miruna, să răspund, dar să-l băgăm și pe Adi în lecție, că este suitat pe undeva acum. Vrei să vezi vreo informație pe la sfârșit, ceva? Să nu, nu, nu. Hai să vedem aici, Adi. Deci, Adi, hai să o luăm așa. Uite, spică ieșițiul ăsta și ai de răspuns. Ce gândim la momentul? Păi acolo putem să... Hai să lămâni cu minusul ăsta. Minusul ăsta mă enervează cel mai tare. Da, și îl scriem cu plus. De ce? E minus... la putere? La minus la putere pară, dă număr pozitiv. Pară. Dă un număr pozitiv. Da. Deci, hai să ne ocupăm de modulul ăsta. 2 la... 2 la 333. Dar scrie, te rog. Da, da, scriu. Minus. Nu. Ba da. Da, nu. Că minusul ăsta a suferit, s-a transformat în plus și a rămas ăsta aici. Da, minus 3 la puterea 222. Hai să o lămurim egal cu modulul ăsta. Egal cu, putem să scriem ca 333 ca fiind 2 la 3 tot la puterea 11. 111. Deci egal cu modul din 2 la 3 totul la 111 minus 3 la minus 3 la a doua. 3 la 2 totul la 111. Și închide modulul. Și este egal cu și este egal cu 8 la 111 minus 9 la 111. Așa, 8 la 111. Da, tot modul. Da, tot în modul, sigur. Modul din 8 la 111 minus 9 la 111. Acum vrem să scăpăm din modul și avem că 9 la 111. Comparăm pe acum. Exact, și 9 la 111 mai mare. Și atunci, ca să scăpăm 9 la 111 e mai mare decât 8 la 111. Da, da. Și o să avem 9 la 111 minus 8 la 111. Deci, atâta vreme cât aici dă un număr negativ, ca să transformăm în număr pozitiv, trebuie să schimbăm semnul, uh-huh. Da? Cel cu plus devine minus, cel cu minus devine plus. Plus, corect. Deci rezultatul va fi egal cu 9 la 111 minus 8 la 111. Da? Și am terminat modul. Și am terminat cu modul. Și eu rescriem la fel, ca 3 la puterea. Ne ocupăm de al doilea modul, da? Poți să zic eu? Poftim. Pe 20, mai întâi scriem, 27 la puterea 75. 27 la puterea 75. Vorbește, Miruna. Plus 81 la puterea 15. Plus minus 81. Da. Plus minus 81
La puterea 15. Să scriem cu 27 la puterea 3 și să avem 3 la a 3-a. Deci 3 la a 3-a, totul la 75, da. Minus 3 la a 4-a. Minus 3 la... De ce minus 3? Deci minus la putere impară rămâne minus, da? Da. De ce ai pus minusul aici? 81. 3 la 4 la puterea 15. L-o transformat pe 3 la 4. 3 la 4, foarte bine. 3 la 4, totul la a 15. Modul. Modul, toată povestea asta, da? 3 la puterea 225. 225, bine. Minus 3 la... 3 la puterea 60. 3 la 60. Adi, Adi, te rog, te rog, Adi, aici. Mai mare e la putere. Nu, ăla, a. Să zicem că ia și B acolo, primul, da? Da, primul. Care e cu plus, la cât este mai mare cu plus, rămâne așa. Așa. Da, da. Deci egal cu... Scăpăm de modul. 3 la 225 minus 3 la 60. Terminat. O să facem modulul și celălalt. Și pe celălalt. Te rog acum să vorbești tu la celălalt modul. Modul din 729 la puterea 37 minus 512. Da. La putere 37. Da. Egal cu? Păi avem aceeași putere. Da. Deci care e mai mare? A, B, care? Prima, doilea? Prima e mai mare, cu 729. Sigur că da. Sigur. Fiind același exponent, dar fiindcă baza e mai mare aici, rămâne așa. Da. Deci și egal cu 729. 729 la putere 37. Fără modul minus. Tocmai, da. L-am explicitat. 512 la 37. Avem ceva? La... Nu. Dar 729 nu putem să scriem ca o putere? Ce? 729. 712 putem să scriem ca o putere. Dar amândouă. 512 putem să scriem ca 2 la puterea... A noua, da. Da. Și la 3 la 6. Și pe primul 3 la 6. 3 la 6, da? Da, da. Deci egal cu 3 la 6. Totul la 37. 37. Adică dacă nu știm asta, descompunem deoparte. Da. 729 descompunem și vedem exact cum arată. Deci 3 la 6 totul la 37 minus 5 la 2 la 9. 2 la 512, 2 la 9, da? Da, da. 2 la 9, totul la 37. Și o să avem 3 la puterea 222. 3 la puterea 222. Minus 2 la puterea 933. Minus 2 la puterea 333. Să ne ajută. Sigur că da. Și acolo sus, domnul profesor, dacă pe 3 la a 2-a, pe 9 îl scriem. Da, la, așa. 3 la a 2-a, ca să fie 3 la 222. Da, loc. Deci, în loc de 9 aici, da? Da, da, da. Deci egal mai departe cu 3 la a 2-a. Totul la 111. Minus 2 la a 3-a. Totul la 111. Ce face 3, Adi? 3 la cât? 222. 322 minus 8. 332. 333. Și acum, cred că ne toarcem de la ieșitul la început și începem să lucrăm la el. Corect. Te rog să vorbești, Adi. 3 la 222 minus... Paranteză. Paranteză, da. Deci 3 la puterea... 3 la puterea 222. Minus... Minus 2 la puterea 333. Da. Plus... Plus... 3 la 225. Altă paranteză. 3 la... paranteză. Plus al doilea modul, nu? Da, al doilea modul. 3 la 225. 3 la 225. Minus 3 minus la 60, da? 3 la 60. Am terminat cu al doilea modul. Da. Al treilea modul. Al treilea modul plus... Da. Plus 320... 3 la puterea 222. Da. 222. Minus... 2 la puterea 333. Da. Așa. Minus 3 la 225. Minus 3 la puterea 225, da.
plus 3 la 2, totul la 30. Minusul văzut deodată că e plus, da. Din cauza că e la putere impară. Și nouă l-am scris ca fiind 3 la 2, totul la 30, adică 3 la 60. 3 la? 60. 60. Închidem paranteza, într-o paranteză rotundă. Da. Da. Împărțit la 2 la 3 la 222. Minus 2 la 2 la 116. Deodată 2 la 334, da? Da. Egal cu. Punem în paranteză aici, da? Da, da. Egal cu. Miruna, te rog. Egal cu. Vedem că avem... 3 la 222, mai avem undeva 3 la 222? Da, da. Unde e acolo? Plus. Deci ăsta și cu ăsta. Da. Da, am 2 plus, așa cum zicem. Greși 2 ori? Nu, nu e de el. De 2 ori se trește, da? Deci 2 de al de 2 de al de 3 la 222. Mai avem 2 de al de 2 minus 2 la 333. Este o dată aici un minus 2 la 333 și mai este aici, da? Da. Deci minus 2 de al de 2 la 333. 3 la puterea 225 plus și acolo e minus de se reduc. 3 la 225 da, aici reduc. Și cu ăsta de aici. 3 la puterea 60 tot se reduc. 3 la 60 cu minus 3 la 60 adică, corect? Da. Bine. Iar 2 la 33. Prima paranteză e asta. Atât? Prima păi paranteză. Da, am zis da. Minus 2 la 333 și a rezolvat aici, da? Bun. În paranteză, totul de împărțit la 2 2 ori 3 la puterea 222 da. Minus 2 la puterea 334. 2 la 334. Da, dar 2 la puterea 333 ori 2 este egal cu 2 la puterea 334. Gata, deci m-am pus. Deci ăsta e 2 la 1-a. Și cum se mulțesc două puteri care așa? 2 la 334. Scrie în baza și adunăm exponenții. Exponenții. Da. Și atunci vine 2 la 334. Da? Și 1. Și se vede că asta e paranteză împărțit la cealaltă, egal cu 1, da? Ce asta împărțit la asta, egal cu 1. Mi s-o pare n-a fost formidabil de greu. Totuși a avut câteva lucruri. Da. Cu ce plecăm de aici și ce ăsta? Să facem modulele. Important este să știm să explicităm modulul. Asta a vrut autorul. Și lucru cu puteri. Hai să o spunem pe ce dreapta. Deci aceste lucruri au putem în vedere. Adică, modul dintr-o expresie, egal cu expresie, egal cu, egal cu chiar expresia aceea, expresia, dacă e mai mare ca 0, da, și expresia, egal cu minus expresia, da, dacă e mai mică ca 0. Când e mai mică ca 0, da? Dacă e mai mică ca 0. Deci asta este lucru, ăsta e lucru foarte important. Și am observat la adică la primul modul a fost tentat să zică minus minus 3, să zică că e plus. Minus minus 3. Minus. Noi am pus bine, dar sus când am scris exercițiul, domnul profesor, când a fost acolo minus minus, am pus să pună plus deodată. Adi, hai să vedem așa. Că tu te-ai grăbit și zic minus cu minus la mulțire fac plus. Dar atenție multă, că n-ai voie să faci asta câtă vreme la putere. Mai întâi hotărăști ce se întâmplă cu puterea. Și după aceea? Și după aceea influențează minusul de aici. Bagă la cap. Deci, nu treci pe lângă greșeală ușor. Chiar ar fost mult mai bine ca, înainte de a fi remarcat asta, să fi spus tu. Stop! Știi ce mi s-a întâmplat mie? Asta! Eu așa am gândit. Eu l-am auzit și de aceea. Da, 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 foarte bine făcut. Deci, care e ordinea efectuării operațiilor? Mai întâi puterile, puterile, că radical nu știți voi deocamdată, pe urmă mulțirile și împărțirile și pe urmă adunări scăderi ca ordine. Ai înțeles, Daniel? Foarte important, că schimba tot exercițiul. Nu mai dădea unul dacă puneai acolo plus. Sigur că da, deci îți dai seama, adică tu spuneai la modul aici, venea 2 la 333 plus. Și erau două numere adunate, un număr pozitiv, rămâneau așa și puteam atât ești. Și te întrebai unde s-a greșit. Într-un singur loc. Esențial. De acolo totul s-a stricat. Asta este la
Problema 28 de la pagina 102. De fapt, un exercițiu. 28, da? Da. Calculați suma. Iese egal cu. Nici nu știi ce lucru minunat ai făcut Mihaela. Pentru că prin observația pe care ai făcut-o tu, am atras atenția tuturor celor care ne vizionează filmul. Am observat că aici se repet. Minus cu minus e plus. Da, da, da. Și da, da. Se duce... Suntem reghiștiu. Da. Este egal cu minus 1 la puterea 1. Deci minus este egal cu minus 1 la puterea 1. Plus. Minus 2 la a doua. Nu, nu, plus minus 1 la puterea 1 plus 2. 1 plus 2. Da, plus. Minus 1 la puterea 1 plus 2 plus 3. Da. Plus și așa mai departe. Plus. Minus 1 la puterea 1 plus 2 plus 3. Plus și așa mai departe. Plus 1994. 1994. Să calculăm suma. Da. Așa o dată, numai geometrie. Hai să facem suma asta, ne analizăm pe ea, Adi. Ai o idee? Să urmărim și noi un pic, că cred că mă gândesc și eu nu-mi dau seama. Nici eu. Așa? Să fim sinceri, ne întâi și întâi. Da, da. Important este să vedem câți termeni sunt, de acord cu tine. Da. Deci important ar fi să vedem câți termeni are suma asta. Adi, ai o idee? Că văd că te uiți în altă. Deci câți termeni are suma asta? Câți de al de minus 1? Dom'le, ne întrebăm la putere, pare, impare, dar câți sunt? Cât sunt, Adi? Păi, 1994 ori 1994 plus 1 supra 2. Că e un fel de suma lui Gauss. Ar fi interesant acolo, dar putem număra din alt punct de vedere. Da. Până aici cât sunt termeni? Cât sunt? 2. 2. Acolo e minus 1 și e 1 plus 2 plus 3. Și atunci vor fi... Deci până aici cât sunt? 3. Adică asta de aici. Exact. Și până acolo sunt 1994. Ai înțeles? Ia să luăm ușor. Da, mă, trebuie să te uiți într-un loc acolo unde e chestia faină. Aici câți termeni sunt până aici? 1. Aici cât sunt până aici? Uitați-vă la ultima cifră. 2. Ăsta îmi indică că sunt. Exact. Aici cât sunt? 3. Ăsta îmi indică. Dar acolo cât o să fie? 1994. Deci cât sunt de la început? 1994. Dar de minus 1. Dar care sunt la diverse puteri? Corect. Da? A primul și al doilea sunt la putere impară. Bun. Și apoi sunt 2 la putere pară. Apoi la putere pară. 2 la putere pară, urmează. Sigur, 2 la putere pară. Dar tu unde știi așa repede? 1 plus 2 plus 3 plus 4. Și dă 10. Băi, Adi, să urmăm și noi, măcar. Ne-a prea repede, mă. Păi, mă, e ce, domnule? Mă doră, ia să vedem. Hai să vedem. Adi, deci minus 1 la întâia. Cu asta sunt de acord. Rămâne minus, da? Da. Bun. Plus. Și dă minus 1. Iar următorul e tot minus 1, da? Da. Plus. Următorul, Adi. Păi, 1 și cu 2, 3 și cu 3, 6. Face pozitiv. Plus 1. Deci vine plus 1, da? Da. Nu mai pun în paranteză. Nu. Plus 1. Următorul ar veni 1 plus 2 plus 3 plus 4, adică 10. 1 plus 2 plus 3, adică până aici au fost 6, Adi. Da. Și cu 4, 6 cu 4, 10. Da. 10 la minus 1 la 10? 1. Poară. Plus 1. Plus și acum ar veni la 10 plus un 5. Uh-huh. Ca și cum ar fi la 5. Da. Plus la 5 este minus. Minus, da. Minus 1. Iar e minus 1. Plus minus 1. Minus 1. Și următorul ar fi 5 cu 6, 11. Cum ar fi? Tot impar. Tot impar. Că 10 l-am lăsat, 5 cu 6, 11. Iar plus minus 1. Deci plus minus 1. Plus, Adi. Am ajuns la... 21. Plus și cu... 7? 7. 28 și dă putere pară. Pară. Plus 1. Trebuie să vedem regula. Impar, impar, par. Hai să vedem. Deci să vedem. Plus 1. 28 și cu... Am ajuns la plus 8. Da, 28 și cu 8. 36. Ia plus 8. Ia plus.
Observăm că măi, se repetă. Chestii. 2 vin cu plus ave. 2 cu minus, 2 cu plus, 2 cu minus, 2 cu plus. Cam se reduc și dau 0. Da, da, dar să vedem dacă avem un număr... deci, nu știam că sunt 1994 de termeni. Împărțim la cele 4, să vedem dacă se împarte exact. Dacă se împarte? Sau dacă rămân. Foarte tare chestia. Deci la 4 tu ai observat treaba la asta. La 4, că se reduc. Eu așa aș face la 4. Că se reduc minus 1 cu plus 1, minus 1 cu plus 1, dar eu la 4. Faci, de ce nu faci la 2? Da, dar la 2, domnul profesor... E minus... Nu m-am gândit la 2, m-am gândit la 4, că se reduc. Băi, are dreptate. S-o gândim la asta. Dar tu, adică, și cu mine te-ai fi gândit la 2. Uh-huh. Sau tu la 3. La 2 sau la 3? Eu la 2. Eu la 4. Deci eu deodată 4. Că observăm minus grupe de câte 4, adică, uite, minus 1 plus 1 s-au redus. Minus 1 plus 1 s-au redus. Deci la grupe de câte 4, dă 0. Da. Deci vrem un grup de 4. Da. O ciclicitate de asta de 4, exact. 4, 4. 4, 4, 4, 4. Pentru că îi place foarte tare. Că din 3 în 3, n-ar mai fi fost chiar așa de sigur. Că îți dădea un minus. Da, dar de acolo era primul de un plus, nu știu ce, și nu era treaba complicat. Deci ideea de a surprinde echipajul de 4 mi se pare cea mai deșteaptă. Din 2 în 2 nu ne-ar fi fost de mare folos, pentru că la un moment dat un grupaj de 2 sunt negativ, când un grupaj de 2 sunt pozitiv, și iarăși nu știm cum se termină un grupaj de 2 pozitiv sau un grupaj de 2 negativ. Corect. Din motivul ăsta, împărțirea la 4 este cea mai deșteaptă chestie. Să împărțim. Deci, da, atenție, vreau să înțelegem mecanismul. Că nu întâmplător la 4. Nu că am ghicit la 4 și gata. Am observat regula. Am observat regula că din 4 în 4... 4 dă 0. Se reduc. Dă 0. De acord cu asta. Dar și că... Din 3 în 3 n-ar fi fost convenabil, pentru că ar fi fost fie 2 cu plus fie și 1 cu minus sau 2 cu minus și 1 cu plus. Și nu-ți convenea să stabilești de acolo nimic. Nu puteai să tragi o concluzie. De aceea, din 4 în 4 este cel mai rapid, cel mai corect. Și corect și rapid. Dar așa, numai așa trebuie făcut. Corect. Numai așa trebuie făcut. Și acum, după ce am văzut, Adi, că sunt 1994 de termeni. Important. Este nevoie să împărțim la 4 ca să vedem câte grupe de 4 vom avea. Poate chiar sunt parte exact la 4, să sperăm. Da. Ia să vedem, 1994. Nu se împărți la 4, de 498. Deci împărți la 4. Adi, hai ajut de 4, 19, 4 ori, 4, 4. 16, 39, restul 9, 4, 36, 34, 8, 4, 32, și de rest 2. De rest 2. 2 termeni rămân, domn profesor. Asta e foarte tare. Și care de trei? Da, care, domn profesor? Dar care? De la început sau de la sfârșit? Păi oare, care? Dacă ai terminat, hello, dacă ai terminat un grup de 4, exact, cu 5, cu minus. Ia uite-te la tablă. Cu minus. A, păi nu-i tot una, Adi. De minus 2, pentru că are asta de minus 1 cu minus 1. Nu-i tot una. Deci, Adi, faptul că avem aici grupe de câte 4, înseamnă că avem 498 de grupe de astea. Câte 4, care dau 0. Uite așa, ultima grupă, e vorba de cea de a 498-a grupă. Care dă 0. Care face 0. Și încă mai continuăm. Cu 2 termeni. Și care sunt cei 2 termeni? Cu o altă grupă, Adi. Cu o altă grupă, dar formată numai din câți termeni de data asta? Din 2 termeni. Adică e vorba de minus 1. Plus minus 1. Plus minus 1. Și atât. Stop. Dacă ar fi fost aici 1995, am fi continuat cu un plus 1. Corect. Corect. Da? Că restul ar fi fost 3. Corect. Și dacă ar fi fost 1996, era s-ar grupa... S-ar fi completat grupa. Grupa și era 0. Deci această discuție trebuie să o facem pentru ca să pătrundem în problemă. Cu alte cuvinte,
Care au fost momentele tale în exercițiu? Să-mi par. Deci să ne prinde, poate trebuie să insistăm pe determinarea regulii, că noi am mers pe observație. Da. Noi am mers pe câțiva pași și am sesizat că după 2 de minus urmează 2 de plus, după 2 de plus iar 2 de minus și așa mai departe. Da? Da. Deci acest lucru trebuie lămurit, ne-a rămas undeva în urmă. Numărul de termen. Numărul de termen. Deci prima chestiune a fost numărul de termen. Da. Felul, sau chiar de la bun început, cum se succedă acest minus, minus, plus, plus. Numărul de termen. Ideea de a împărți la 4, grupul de 4. Și să... Trei lucruri foarte importante. Foarte importante. Da, și foarte merge important. Foarte repede suma. Deci atunci, numai și atunci... Cât de rezultat are? -1. Cât dă? Minus 1. Minus 1. De ce? Asta grupul cât a făcut azi? 0. Aici cât a făcut? 0. Asta? 2-0. Și grupul asta cât face? Minus 1. De ce? Minus 1? A minus 1 plus 1. A spus plus 1, domn profesor. Domn profesor a zis că dacă ar fi la 1095, ar mai fi acolo plus 1. Minus 1. Cât dă? Minus 2. Cât dă suma asta? Minus 2. Minus 2, sigur. Da. E minus 2. Deci rezultatul corect este S egal cu minus 2. Minus 2. Eu sunt sigură că și tu, Mieru, n-ai înțeles-o pentru că ți-am explicat-o eu acasă. Tu încă nu ești sigur. Hai să fiu sincer. Spune, domnule, să nu știu acolo, nu mi-a fost clar acolo. De unde vine? Deci am grupat-o pe 4. Da. Da. Deci hai să spunem că tu faci un serviciu minunat acum tuturor celor care ne urmăresc. De unde nu ți-e clară, Armin? Acolo, de ce sunt minus 94? De ce sunt dați acasă? De ce sunt 94? Da. Bun. Bun. Acum pornim la treabă și să căutăm, să găsim răspunsul. Adi, suma asta, dacă se termina aici, cât termen ar fi avut? Un termen. Un termen. Ridic asta. Dacă se termina aici, Adi? Aveam 2. 2 termeni. 1, 2. 2 de aici nimic. Deci ultimul termen care se sumează aici, el ridică câți termene ai avut în față. Ai înțeles? Da? Dacă mă opresc aici, Adi, câți termene am? 1, 2, 3. Exact cât îmi indică asta. Ai înțeles? Da. De ce sunt 1094 de termeni? Și acum, când m-am dus până aici, cine îmi spune câți termeni are suma asta? Ultimul termen de aici. 1994 de termeni. Dar tu trebuie să sesizezi singur asta. Păi câți termeni oare are? 1 ăsta la 1 ai un termen, la 1 plus 2, 2 termeni, la 1 plus 2 plus 3, 3 termeni. Băi. Deci ăla îmi indică câți termeni sunt. Ai înțeles? Da? Da. Ultimul termen al sumei de la exponenți. Da? Suma asta de la exponenți, ultimul termen. Deci îmi indică câți termeni are suma asta în total aici. Bun. Altă întrebare unde care nu ți era... Cum grupăm? Nu? Sau, nu? De unde știm regula? Nu cum grupăm. Cum deci, stabilim regula, nu? Minus 1 la 1 e minus 1, e corect. Iar minus 1 la a 3-a, că e 1 plus 2, e tot minus 1. Aici că este... La putere pară. Dar mă duc la putere pară, pentru că Adi, atenție un pic. Adunăm... Deci, când am adus pe 3, la un număr impar care a fost mai înainte, adun un număr impar. Suma două numere impar este un număr par. Întotdeauna. Uite, 7 plus 5 are. 7 și cu 5, 12. Da. Suma două numere impar este un număr par. Par. Motivul. Numerele impare sunt de tipul 2K plus 1. Deci numerele impare sunt de tipul 2K plus 1. Din coace ar să fie 2Q plus 1. Adică nu tot K, ci alt număr, 2Q plus 1. Și când le adun pe astea, ăștia doi fac un număr par. Și unul și unul fac iarăși un număr par, 2. Ai înțeles? Și din motivul ăsta, tot timpul două numere impare adunate, dă un număr par. Că e 1 plus 1 adunat, care face 2. Iar un număr impar cu unul par, impar cu unul par, dă impar. Întotdeauna. Da? Totdeauna că ăla are pe 1. Uh-huh. În clipa asta, aici,
Când am zis pe minus 1 la a 3-a, mi-a dat minus 1. Și când adun după 3 cu un 3, nu, cu un număr impar, voi obține par. Iar după 3 ce urmează? Urmează un număr par. Și până aici a fost par, și cu următorul care este par, e tot par. De aceea 2 sunt cu plus, 2 cu minus la început, care au dat numere impare, că a fost impar plus un număr par, face tot impar. Și după care un impar plus încă un impar, că 1 și cu 2 fac 3 și cu 3 fac 6, o dat plus. Și parul și următorul care este par după impar, face plus. Deci de aceea sunt 2 cu minus, 2 cu plus. Că primii doi sunt la putere impară, iar următorii doi sunt la putere pară. Că bine, dar o să zic că de unde știu când plec și la al cincilea termen, de unde știu unde să mă opresc? De unde știu unde să mă opresc? În echipaj? Da, ca să-i fac o grupare acolo. Da. Deci în echipaj tot timpul constatăm că vom avea tot timpul primii doi impari. Din ce motiv vor fi impari? Pentru că după ce s-a terminat suma aceea la exponent cu par plus par, deci este așa. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 6 plus să spunem impar. Da? Plus 2 plus puncte, puncte, 2K plus 1, da? Aha. Un 2K plus 1 impar. Corect. Toată suma asta până acum este ce fel de număr? Impar. Este un număr impar. Plus 2K plus 2, care e următorul, și par. Da. Impar cu par, dă tot impar. Tot impar. Și atunci face de fapt, doi termeni impari. Deci dacă asta toată este impară, înseamnă că minus 1 la putere impară va da minus 1. Și pe urmă urmează minus 1 la putere tot impară. Corect. Este un impar plus un par. Dar ei dacă o să cotez doar pe primele trei care le dă domnul profesor și nu-i duce mintea să se ducă mai mult să stabilească regula? Păi dacă se opresc la primii trei, doar atât, și nu se duc nici măcar pentru al patrulea, pentru ca să fie treaba așezată pentru un echipaj, aici este sărăcia ideilor. Asta. Că într-o astfel de situație, când tu te apuci de exercițiu, vrei să te duci, să urmărești câțiva termeni, măcar după ce am văzut cu minus 2 așa și cu 2 așa, m-aș fi dus măcar până la 8. Eu la fel. Din prima m-aș fi dus, deci, să văd unde se repetă ciclul. Care este, da, grupajul. Exact. Da? După ce lungime. Eu așa aș fi făcut, dar ei nu. Da. Aici este greșeala și este lipsa de antrenament. Deci câtă vreme... Hai să o luăm mai ușor, să desecăm și mai bine, să intrăm în problemă. Cât se poate de adânc. Că ție nu ți-e clar, azi. Da? Eu te văd. Păi, dar nu, mie îmi place foarte tare că el pune semnul de întrebare din privire. Nu-mi place că nu spune direct. Nu că nu mi-e clar. Uite, ca mine, eu vă înțeleg și spun eu în locul vostru, că voi n-aveți curaj. Nu se întâmplă nimic, vezi, în dialogul care îl purtăm aici, nu facem decât un serviciu foarte bun tuturor celor care vor vedea filmul ăsta. Cu cât voi mă provocați și o faceți pe cel care nu înțelege și nu crede că e bine așa, cu atât pe mine mă puneți în situația aceea de a insista să fac și mai explicită. Eu, dar facem și la geometrie. Știu, da? Că aveți test. Hai să explicăm aici. Na, cu calm, cu răbdare, le facem pe toate. Da? Facem mai să vezi. Deci mă întorc și spun așa, Adi. Yes, egal cu. Hai să o scriem mai desfășurat, cu mai mulți termeni. Ia zi, Doamne. Dictează-mi tu, Adi. Este egal cu minus 1 minus la... Minus 1 la 1-a, plus minus 1 la 1 plus 2, plus minus
1 la 1 plus 2 plus 3. Da, plus. Plus minus 1 la 1 plus 2 plus 3 plus 4. Plus, așa mai departe. Nu, 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 mai plus. Minus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Plus minus 1 la 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Plus minus 1 la puterea 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Da, zi, zi, ade. Plus minus 1 la puterea 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Și plus puncte, puncte, hai să te absorb. Puncte, puncte, plus minus 1 la puterea 1 plus 2 plus 3 plus puncte, 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 plus puncte, 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 plus 2015. Ok. Da. N-am nicio problemă. Da. 2015. Suntem în anul ăsta, domnul. Da, am înțeles. Am urmat la cunoștințe. Câți termeni sunt de aici? Corect. 2015. 2015 termeni. De acord cu asta. Deci sunt 2015 termeni. Până aici este perfect. Hai să începem să descoperim cum lucrează. Deci vom avea minus 1 la antiade, da? Care dă minus 1. Plus. Plus. După aia tot minus 1 dă. Și la putere? Legal. La putere impară. Corect. Plus, deci la a treia și face tot da, minus plus 1. Că minus la putere pare de... Deci plus 1 acum ar fi minus. Da, să-i scrim așa ca să fie și mai... Plus 1. Da. Stați, ne-am ajuns așa. Aici după aia tot plus 1. Minus 1 la putere. Că aici, aici trebuie să înțelegi așa. Că s-au adunat la ce au fost înainte un impar. Plus 3, că e tot un impar. Un impar. Plus un impar, un impar. De ce ai pus plus? Acum, la ce a fost mai înainte până aici? Par, adică? Par. Mai devreme. Adunăm un par. Plus următorul, după... A, da? Adunăm un par. Da. Da, adunăm un număr par. Face par. Par. Deci da? E minus 1 sau plus 1? Plus 1. Va fi plus 1. Pentru că, încă o dată, suma dinainte e cea de care a fost deja făcută, par. Care o știm că e 6, par, plus un următor par, face tot par. Acum, la toată suma dinainte care a fost par, adăugăm un impar și dăm număr impar. Corect. Deci de aceea va veni plus minus 1. Da? Corect. Da. Ia, în continuare. La toată suma dinainte este impară. Până aici, care a fost impară. Adunăm un număr par și dă impară. Deci plus cât? Minus 1. Minus 1. Bravo, mai departe. Plus. Plus suma de acolo care e în această impară și adunăm cu număr impar, dă număr cu plus. Par. Așa, par. Deci plus 1. Da. Da? Deci plus 1. Și acum iar la toată suma aia care era pară, da. Adunăm un par. Adunăm pe 8 care e par. Și dă număr par. Par. Deci face plus, plus 1, da? Da, plus 1. Ei, și acum am observat. Este egal cu minus 1, minus 1, plus 1, plus 1, un echipaj de 4. Uh-huh. Care dau 0. Da. Se reduc. Uh-huh. Uite acolo. Da. Minus. Plus. Începe celălalt echipaj. Iar cu minus 1, minus 1, plus 1, plus 1. Că iar dau 0. Care iar dă 0. Care faci tot 0. Tot 0. Și asta e regula. Înseamnă și că asta e plus și mai departe. Plus atunci plus să dacă îi grupesc cât e 4, dau 0. Deci, mamă, ce fain ar fi dacă numărul s-ar împărți. Exact, la 4. 2015 să se împartă la 4. Dar nu împărțim pe calculator, că vedeți, vă obțineți ca la minuna, minus un număr cu 0,5. De nu ajuns. 2015 ani, împărțim la 4. Da, păi 5 prima oară. Și 4, 20. Da, după aia numărul de 0 ori. După aia 15 de 3
ori. 3 ori 4? 12 și rămâne rest 3. Deci, urmează câte grupe de acestea de câte de 503 ori și... Iată, o grupe a 503-a oară care face tot 0. Și o să rămână la final 3. Și care sunt cei 3? Minus 1 plus 1. Minus 1 minus 1. Minus 1 minus 1 și 1 plus 1. Da. Corect. Și cât o să dea suma? 1. Ei, da, eu cred că minus 1. Ia uitați-vă. Minus 1, da. Restul, suma totală este minus 1, da? Pentru că... Aia doi se reduc. Minus 1. Super tare. Da? Cred că acum am făcut-o și mai pe înțeles, nu? Da. Deci, dacă vreți, mai insistăm încă o dată și încă o dată. Ai înțeles, da, acum așa. Și acasă, când te duci tu acasă, Adi, mai fac încă o dată. Și vezi filmul lecția acestea, vezi cum ne-am străduit aici. O problemă de 7 stele, ci merge. Este o satisfacție extraordinară că ai ocazia să reiei încă o dată și încă o dată. Asta e de 7 stele și asta așa e dinainte. Mi s-a părut mai ușoare. Ai avut ajutor. Știi, una să fii tu acolo pe probleme și să vezi că nu ești nimic. Exact. Și alta este ai văzut cum începeai cu modulul ăla și îl greșeai din start. Făceai minus cu minus plus și îl greșeai din start. Deci, trebuie să învățăm la fiecare ghișciu. Dacă o să aveți răbdare și o să înțelegeți că muncind veți avea sigur rezultat. Dar muncind, transpirând, nu există. Nu, nimic nu se obține în viață, așa te lovește de sus și o căzut așa din cer. Și nu vă mai speriați. Vai de 7 stele. Ei și... Mare. Important este să ne aplicăm cu multă grijă și cu multă convingere că o putem face. Haide, ce vrei să geometrie? Geometrie e tema. Deci tema. Păi dacă aveți temă. N-aveți temă? Ba da, avem. Hai. Fie H, ortocentrul triunghiului ABC. 23, 26. De la ce pagină? 195. 23, da? Da. Și care? 26 și? 29. Ok. Deci, H, ortocentrul triunghiului ABC. Oare ce înseamnă asta, domn profesor? Apar n-am de gând. De voi mă ajutați, nici tu. Nici tu nu știi, e bun. Ați fi echipa amândoi. Sau două. Auzate, faci-mi echipa amândoi, bă, dacă nu știi, nici tu, nici eu. Așteptăm la virul. Că se întâlnesc două înălțimi sau trei înălțimi. Intersecția două înălțimi, mama, nu? Da? Cel puțin la două înălțimi. Ridică ortocentru. Da, intersecția două mediane. La două mediane, centru de greutate. Da, și ăsta e deștept, e la o treime de bază și două treime de vârf. Corect. Parcă ar fi fost toate mediane. Fiecare mediană împărțită în trei și o parte rămâne spre bază și două spre vârf. Corect. Ne aducem aminte cu drag. Da. E H, autocentru triunghiului ABC. Deci, H în ipoteză, da? Ipoteză. H, ortocentru. Da. Știind că unghiul AHB. Unghiul AHB. AHB. Congruent cu unghiul BHC și congruent cu unghiul CHA, să se arate că triunghiul ABC este echilateral. Păi gata, chiar le. Demonstrează. Asta este ipoteza, concluzia. Triunghiul A, B, C, echilateral. Demonstrează aduci. Triunghiul ABC este echilateral. Să vă spun că asta mică, Adina, a luat 10 în tezăna matematică. Cât? 10. La... matematică. La teză? Da. Adina, cine este? Adina fetița aceea care vorbește... A, de aici, așa. Felicitări! Dacă ne urmăriște. Evident de teză, sigur. Dacă ne urmăriște. Da, da. Ne bucurăm în continuare să aibă rezultate cât mai bune, din ce în ce mai bune. Zice-mă încă o dată. Deci, triunghiul ABC trebuie să fie echilateral.
Noi luăm direct echilateral. Luăm, știi de ce, că se meargă problema. Dar nu înseamnă că folosim calitatea de triunghi echilateral în demonstrații. Păi nu. Bine. Deci, în figură, triunghi, cum desenezat de triunghi echilateral cel mai rapid? Cu compasul. E, cum... Deci A, B, C. H ortocentru. Ducem două înălțimi, care sunt și mediane și mediatoare în cazul nostru, dar noi să vădim mai înălțimi. H. Și ajungi chiar la trei, din toate vârfurile, din orice vârf am duce, nu? El poate fi privit triunghi isoscel din toate vârfurile. Privindu-l din toate vârfurile, este isoscel. Pentru două câte două, corect. Sigur. Și dacă unghiurile AHB, 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 adică ăsta. De 90. AHB, AHB, ăsta, da. E congruent cu BHC. BHC. Cu ăsta. Mai ducem. Știi că da. Și cealaltă, adică ducem cele trei înălții. Trebuie să spunem același pom, nu? Normal, sigur că da. Și congruent cu celălalt, așa. Dacă unghiurile sunt congruente, atunci triunghiul devine echilateral. Hai să ne folosim de ce știm. De ce știm? Hai să facem ultimele. Ce ne-a dat autorul, care e zgârcit. Cel mai zgârcit. N-am putut să-mi văd ăștia. A1, BB1 și CC1. Deci el spune H ortocentru, deci intersecția înălțimilor, poate cuvinte A1 înălțime, BB1 înălțime, CC1 înălțime și că unghiurile sunt congruente. Da? Da. Le avem de autor date. Să reiese de aici. Am deci tu te-ai găsit pe aia de pentru început. Păi ne-am prins și aici problema. Da. Eu zic să luăm două lunghi. Da. Dacă ne ajută. Faceți da. Figura. Să luăm câte două, nu? Păi cum demonstrezi că un triunghi echilateral? Trebuie să fie toate laturile congruente, ori toate unghiurile, ori să demonstrăm că triunghiul este isoscel cu un unghi de 60 de grade. Deci avem mai multe posibilități. Cel puțin trei avem noi deocamdată pus la punct. Aveți idei? Mie? Scârcit. Da, eu zic, ne-a dat suficient. Nu ți-a ieșit desenul pe mână? Nu ți-a ieșit? Da. Da. E deja pe tablă, trebuie să... Hai. Să vedem idei. Deci trebuie ca ABC echilateral. Da. Păi eu zic să nu trebuie. Care? A H B AHB și AHC. Și despre astea două putem să zicem că au AC1 congruent cu C1B. Cum? AC1 cu C1B. Cu C1B. AC1 cu C1B. Da. Nu, dar niciun motiv. Păi... AC1 cu C1B, că nu știi că C1 e mijlocul la AB. Știi că doar CC1 e înălțime, atât. Păi și ai luat alte triunghiuri, ce treabă avea C1B? Da, nici nu văd ce e rost de C1B. Ai luat alte triunghiuri, adică mai gândesc. Păi te-ai dus la AHB, Adi, și AHC, da? Au AH comună. AH e comună, se vede. Da, au BH. BH cu BC, cu HC. Asta e. Nu știu. BH cu HC, nu știu.
povestea e complicată, că nu știi pe BH cu HC. Păi, și unul dintre ele îl știi, da? Dar nu folosești deloc ortocentru. Deocamdată trebuie să săpăm și pe culoarul ăsta, H și ortocentru. E bisectoare. Din cine? Încă o dată. B, H, C, B, H, C. Da. Congruent cu cine? Am luat B, H, C, B. Da, ăla-i unghiul, mama doar. B, H, C, B, H, C, B. Da. Haideți să luăm altele. Păi ce unghiul dacă nu avem nicio latură? Nu folosim ortocentru. Dacă nu folosim ortocentru, nu mai merge problema. Eu aș lua pe A, B, B1. A, B, B1. Triunghiul A, B, B1. Cu A, C, C1. Cu A, C, C1. Deci, Mihaela zice A, B, B1. Triunghiul A, B, B1. Și cu A, C, C1. A, C, C1. Dreptunghice. Deci, sunt dreptunghice, corect. Și asta folosim faptul că e unghiul acolo de 90 de grade, să înălțim. Da. BB1 cu CC1 nu sunt congruenti, domn profesor? Că sunt înălțim? BB1 și cu CC1 nu sunt egale. Dar de unde se știe? Că sunt înălțim, că e ortocentru. H. Păi, dar ce știm? Că înălțimile sunt... Concurente știm că sunt. Sunt concurente, dar nu congruente. Concurente. Concurente sunt. Înțeles că în H. Da. Dar hai să zăbovim un pic la triunghiul acela, că mie îmi place chestia cu ideea ta. Da, domn profesor, 51. Da, să-l ducem să...